Bună găsit, dragi prieteni! Trebuie să schimbăm titlul, este cel de data trecută. Titlul acestei emisiuni sună în felul următor: Omul, maimuță socială. Avem un mare semn de întrebare și recunosc că e un pic forțat, dar pe parcursul acestei emisiuni o să înțelegem că această comparație între om și maimuță într-un context social are un fundament extrem de real și prezent în viețile noastre ale tuturor, din păcate, vă spun. Lucrurile sunt pe undeva firești prin prisma unei evoluții, pe de altă parte sunt extrem de forțate prin natura relațiilor care au apărut între noi, între noi și, în general, cei care conduc țările, cei care conduc lumea, pentru că interesele și agendele nu par a mai fi sincronizate. Alături de mine se află domnul Radu Șerban, psiholog, căruia îi mulțumesc că a revenit în platoul emisiunii noastre după o absență de care eu sunt responsabil, nici de cum domnia sa, și vom încerca să explicăm, să arătăm și să vă provocăm ca de fiecare dată să gândiți și să luați dumneavoastră decizii înainte de a fi ele sugerate de altcineva. Acum sunt multe locuri din care am putea porni această discuție. Cred că firesc așa și natural ar fi să ne ducem un pic către rădăcină, să vorbim puțin despre omul dinainte de a fi introdus într-un context științific și determinat social, să facem puțină antropologie, să vedem dacă totuși noi ca indivizi care funcționăm evident, normal și firesc în colectivitate, suntem cumva predispuși, suntem tributari să și ascultăm, să și ținem cont de niște comenzi și unde ar trebui să fim atenți la efectul asupra noastră, la efectul acestor comenzi asupra bunului mers al vieții noastre. Da, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Putem avea o perspectivă mai largă atunci când ne gândim la om în dezvoltarea sa ca ființă, de la naștere, dacă vreți chiar de la concepție, și până la încheierea vieții, pe de o parte, pe de altă parte, la dezvoltarea grupurilor, de la grupurile foarte mici, familiale, grupuri din ce în ce mai mari, la dezvoltarea socialului. Și trebuie să le combinăm cumva ca să vedem cum se întrepătrund și cum se determină unul pe celălalt. În dezvoltarea noastră, evident, după ce ne naștem, toată lumea a văzut un nou născut, da? Este aproape 100% dependent de părinți sau de cei care l-au în grijă. Evident, fără grija lor, nici nu se pune problema, n-ar supraviețui. Urmează apoi o perioadă destul de îndelungată în care născut cu predispoziția de a deveni om, ușor, ușor, pruncul învață să devină om. Mă rog, o asemenea învățare ne ia toată viața și atunci când terminăm nu putem spune că am aflat cu totul sau tot ce este măcar important, dar minte cu adevărat tot ce este uman. Modalitatea principală, cel puțin la început, este imitația. Aici fac legătura cu titlul emisiunii și ceea ce noi așa cumva în derâdere vorbim despre maimuțe, da? Când ai un comportament de maimuță, că imiți, da? Deși studiile de etologie despre comportamentul animalelor arată că
noi înșine folosim ca prim și foarte important mecanism de învățare exact imitația. Avem modele din familie și începem să le imităm. E suficient să vedem cum învață copilul să vorbească, cum învață primele cuvinte. Da, le aude, le stâlcește atât cât poate el, aude din ce în ce mai des, aude forma corectă și se străduiește să o imite până când ceea ce reușește să producă este asemănător cu ceea ce aude. Este un proces cât se poate de clar de imitație. Sigur că în acest timp reușește să interiorizeze și semnificația. Deja un copil la un an spune mamă, dar nu spune mamă la orice femeie. Deci deja are și semnificația faptului că o anumită femeie este mamă. Da, deci a prins semnificația. Ulterior, undeva la 2-3 ani, deja începem să ne facem imaginea despre noi. Este celebrul testul cu oglinda. Da, deci până la, eu știu, un an jumate, 2 ani, un copil pus în fața unei oglinzi vede un alt copil. Nu realizează că este el însuși. Undeva pe la 2 ani și jumătate sunt de cum am văzut câteva experimente sau cum reacționează copiii, cum își pun mâna pe năs. Da, năsucul meu, mâna mea, deci eu sunt. Eu sunt. Deci cum începe individualitatea și recunoașterea propriei ființe. Asta deja nu mai este imitație. Asta este învățare prin autodescoperire. De aici începe practic marea dezvoltare umană. Sigur, copilul la 2-3 ani este în continuare aproape 100% dependent de părinți, dar începe să se dezvolte propria sa individualitate și încep mecanismele, dacă vreți, de acumulare și mecanismele critice. E ușor, da, pentru noi ca adulți să ducem de nas un copil la o anumită vârstă. Celebra întrebare, dar cum ai ajuns tu pe lume? Sau, cum am ajuns eu pe lume? Păi te-a adus Barsa. Mergi până la 3 ani, la 4 ani, după care e posibil să te trezești cu un răspuns de la, de tipul Barsa? Cioc așa lung, cu picioarele așa. Hai că nu s-a uitat tati la urâta aia. Știți, deci, mecanismele critice încep să se dezvolte foarte devreme. Și nu e deloc surprinzător faptul că copiii noștri sunt cu adevărat cei mai fin critici ai noștri și ai socialului în general. Pentru un simplu motiv că tind să elimine elementele pe care noi ca adulți încercăm să nuanțăm situațiile. Ei tind să vadă lucrurile mult mai simplu, alb și negru. Asta este extrem de evident la adolescenți, unde încercarea lor de eliberare de sub tutela adulților, de fapt aici se remarcă în primul rând în acest a împărți lumea în alb și negru. Ulterior, experiențele lor de viață le arată că între alb și negru sunt o infinitate de nuanțe de gri pe care încearcă și ulterior reușesc să le învețe, să le imite, să le interpreteze, să-și construiască o viață. Pentru că așa este viața reală. Vorbim despre social și despre influența altora asupra noastră. Este firesc în sensul în care nu trăim singuri. Practic, dacă vorbim despre rudele noastre apropiate într-o perspectivă evoluționistă, desigur, dintre toate maimuțele antropoide, singura specie care preferă să trăiască singură, să zic așa, sau femela și puiul, sunt orangutani. Altfel, toate celelalte maimuțe antropoide formează grupuri. Grupuri de diferite dimensiuni și cu diferite structuri pe care ulterior le recunoaștem printre noi. Deci fac parte din istoria noastră și fac parte din realitatea noastră. De exemplu, grupul familial al gorilei este format dintr-un singur
mascul adult cu un grup de femele, cu pui. Practic, dacă se întâlnesc doi masculi adulți, urmează o bătălie pentru a controla acel grup. Deci nu există mai decât un singur adult, mascul adult. E foarte diferit. E un model, dacă vreți, modelul haremului de sultan. Da? S-a întâmplat de atâtea ori în cursul istoriei. În mod particular, potentații lumii, puternicii să-și realizeze un asemenea grup. Există un alt model, cumva mai apropiat de a noi, mai politic, dacă vreți, la cimpanzei, unde liderul grupului este de fapt liderul unei alianțe. Adică nu este neapărat cel mai puternic sau cel mai feroce sau așa, ci cel care reușește dintre ceilalți masculi din grup să-și creeze alianța cea mai puternică. Bun, asta înseamnă că există mai multe grupuri, înseamnă că există rebeli, înseamnă că există un șef care nu conduce numai prin forță brută, ci și prin jocul recompenselor și pedepselor politice, dacă vreți, de poziție în ierarhie, și aici influențele sunt majore, inclusiv în faptul că este cealaltă specie din grupul nostru care pornește deliberat la război. Deci, în afară de oameni, s-a identificat și la cimpanzei un asemenea comportament. Și asta ne arată de fapt că acesta este cumva a făcut parte războiul. Eu nu sunt un apologet al războiului, dar războiul a făcut dintotdeauna parte din grupurile umane. Poate că a avut, cum să spun, și efecte benefice. Ciudat să spui că războiul ar putea avea efecte benefice. Însă este documentat lucru. Marile salturi științifice și tehnologice, de regulă, au dus la un război sau au urmat un război sau au fost în același timp cu un război. Da, vorbeam înainte de emisiune despre energia nucleară. Mințile luminate s-au chinuit în anii 20-30 să descopere cum funcționează atomul și ce se întâmplă, tehnologia și prima utilizare reală a energiei atomice, toată lumea își aduce aminte, au fost cele două bombe atomice. Da, deci partea distructivă. Mă rog, să zicem că din fericire le-au încheiat un război, atunci au deschis o epocă în care au avut și ceilalți, au vrut să le aibă, s-au spionat unii pe alții, au făcut rost, au construit rachete, s-au amenințat unii pe alții. Am fost atâtii ca să înceapă un al treilea război mondial, atunci când cu criza rachetelor din Cuba. Până la urmă, mă rog, nu știu, înțelepciune sau teamă sau ce a fost, că s-a dezamorsat situația, dar oricum, în arsenalele nucleare în clipa de față, există suficiente bombe, nu numai ca să ne distrugă planeta noastră și pe noi. Distruge de mii de ori, probabil. Plus tot sistemul solar, deci nu, adică am reușit să rafinăm suficient uraniu și plutoniu încât să facem așa ceva. Abia după aceea, anii 50 și s-a încercat și folosirea tehnologică a energiei atomice pentru a produce energie electrică. Și a mai durat ceva până când a devenit utilă din punctul acesta de vedere și, sigur, și noi în România avem o centrală atomoelectrică și funcționează bine acolo unde funcționează. Sunt țări la care energia atomică este majoritară, cum e în Franța. Sunt țări care acum încearcă, a se vedea și incidentul de la Fukushima de acum câțiva ani, încearcă să reducă utilizarea pentru că are pericolele ei. Celelalte forme de energie, că suntem ființe sociale, au și ele propriile lor dezavantaje. Ardem combustibili fosili într-o veselie, producem gaze de seră, efect de seră și nu avem zăpadă. Încălzirea globală. V-am ascultat cu mare atenție și explicația extinsă pe care ați dat-o este foarte sugestivă pentru
întrebarea ce va urma și, desigur, pentru răspunsul care va veni tot din partea dumneavoastră. Omul imită, nu ca o maimuță. Noi am pus acest titlu ca să fie nu doar o ancoră, să încercăm cumva să ne desprindem de acest calificativ maimuță. Maimuța este un animal foarte simpatic, este un animal care are locul lui în acest ecosistem, dar de multe ori când în istoria noastră am imitat, am făcut-o greșit. Și ceea ce spuneați noastră puțin mai devreme zugrăvește un om care are capacitatea de a crea. El imită, acceptând că există, să spunem așa, o supraconștiință care a generat ceva, acel ceva fiind, nu știu, universul, planetele, noi. Noi încercăm să înțelegem actul de creație, încercăm să imităm, și eu plec de la premise bune, așa, ne place că avem capacitatea să creăm. Numai că de multe, uneori, derapăm. Și în loc să folosim energia atomului exclusiv pentru a împărți și a distribui binele pentru toate popoarele și pentru toate statele lumii, noi folosim această energie fantastică nu doar într-un scop discreționar, ci pur și simplu pentru a ne amenința unii pe alții în contextul în care, Doamne ferește, declanșat un astfel de conflict, el va fi ultimul. Împotriva, va fi punctul care va opri dezvoltarea acestei specii din care zicem că facem și noi parte. Ce face omul? Pe cine imită atunci când are dorința de a distruge, de fapt? Da, cărțile sfinte ne spun că dezirabil, de dorit pentru a imita, sunt divinitățile creatoare. Omul nu are aceste sau atât de ample capacități creatoare ca cele pe care le-a pus în cărțile sfinte ca fiind la dispoziția divinităților creatoare. Încearcă să imite ceea ce, mă rog, cu multe mii de ani în urmă a pus acolo, încearcă să imite din acest punct de vedere ce își imaginează că face divinul. Însă omul nu e divin. Și atunci e marea problemă a valorii, a utilizării în sens pozitiv sau negativ, devine o mare dezbatere și o mare alegere individuală și socială. Pentru că în primul rând apare problema definiției. Ce e binele, ce e rău, și aici suntem legați de noțiuni relative, la noi înșine. Da? Cu alte ocazii, în alte emisiuni, am mai povestit despre felul că, în care suntem noi înclinați să judecăm lumea după propria măsură, după propria palmă. Pentru că nu este unitatea de măsură cea mai la îndemână. Trebuie să facem un mare salt de imaginație și de efort cognitiv să încercăm să judecăm la nivelul a producerii celui mai mare bine către cel mai mare număr de oameni. Că, practic, ăsta ar fi un fel de ideal. Evident că nu se poate produce binele absolut pentru absolut toată lumea. Și atunci, aici apare concurența, dacă vreți, pentru resurse, inclusiv în utilizarea tehnologiilor, în utilizarea descoperirilor, în utilizarea creației. Putem crea lucruri, aici ne apropiem de divinitate. Cum le utilizăm, însă, este o problemă la care
istoria noastră încă n-a găsit un răspuns și să sperăm că nu va fi răspunsul final cel negativ. Știți, există o... nici nu știu dacă pot să-i spun glumă, așa, e un pic sinistră și nu sunt sigur dacă Einstein sau un alt mare savant a spus. A fost întrebat cu ce fel de arme se va desfășura cel de-al treilea război mondial. Și răspunsul a fost în felul următor. Nu știu. Însă sunt convins că al patrulea război mondial se va desfășura cu bâta și cu piatra. Exact ceea ce spuneați dumneavoastră, și anume că suntem undeva pe muchie. Evoluăm din ce în ce mai repede ca tehnologie, deci ca parte de creație pusă în practică și utilizabilă, însă înțelegem din ce în ce mai puțin consecințele. Vorbim acum că este, nu știu, la modă, dacă vreți, subiectul cu încălzirea globală și poluarea și sau ce o produce. Sunt oameni care înțeleg că poluarea este principalul factor. Sunt oameni care poate înțeleg, dar nu recunosc. Vorbeam despre șefii de națiuni, da? Deci cei care ne conduc. Nu șefii de națiuni ne conduc. E o iluzie să ne imaginăm că, eu știu, președintele sau regele sau șeicul sau ayatollahul sau spuneți-i cum vreți dumneavoastră, ne conduce. Ceea ce ne conduce sunt niște grupuri de interese. Da? Interesele astea nu sunt neapărat contradictorii, adică avem un grup A, un grup B care nu se poate decât dacă unul elimină pe celălalt. Nu sunt neapărat nici interese numai de clan, adică numai nouă să ne fie bine și nu ne pasă de restul lumii. Dar sunt grupuri în care, dacă vreți, sunt cercuri, așa, mai multe cercuri care se învârt în jurul unui centru și centrul acela nu e neapărat persoana cea mai vizibilă. Este foarte interesant, apropo de această încălzire globală, cum este considerată ea în Statele Unite. Sunt persoane suspuse care nu o recunosc, dar nu pentru, neapărat pentru că n-ar crede că așa este, ci pentru că în spatele lor sunt alte persoane care au interese în industriile poluante. Și atunci s-a pus să pune foarte clar problema. Vrei să mai fii ales? Atunci spui cum spunem noi. Da? Indiferent ce crezi tu. Da. Ați spus suficient de clar un lucru important, și anume există o direcție de unde pleacă niște comenzi. Iar aceste comenzi se centrează foarte mult în jurul acestei idei care este inoculată ca un virus permanent în mintea noastră, în conștiința noastră colectivă, și anume mai mult. Dorește-ți mai mult, dorește-ți mai repede. Și vom discuta, vom desface firul în patru despre această comandă în partea a doua emisiunii, după câteva minute de publicitate.